lucrurile în energie în România merg prost și merg prost din cauza lui Virgil Popescu, din cauza măsurilor pe care nu le-a luat ca să stimulăm producția de energie în România sau măsurilor pe care le-a luat strâmb. Este a treia oară când depunem moțiune. La celelalte, PSD-ul a făcut scut în jurul acestui ministru, pe care îl critică doar pe Facebook, dar pe care îl mențin în funcție cu votul din Parlament. În coaliție, ministrul Virgil Popescu are susținerea necesară, așa că PNL și PSD vor face scut în jurul lui. Această moțiune a USR-ului ar fi foarte, foarte important să-și măsoare forțele, pentru că ultima lor intenție de a depune moțiune de cenzură a fost un eșec. Ministrul Virgil Popescu este un om cheie în rezolvarea acestei probleme a energiei. Trebuie purtată o discuție despre piața de energie, chestiune mult mai complexă, nu neapărat despre un ministru care, pentru unii politicieni, este practic o țintă. Este dreptul USR-ului să depună moțiuni simple, însă lucrul acesta nu va rezolva neapărat problema pe care Partidul Social Democrat a semnalat-o. Ideea de a găsi o soluție foarte bună pentru consumatorii casnici, pentru companiile din România. Ministrul Virgil Popescu trebuie să vină cu soluții. Nu vi s-a cerut demisia de interior? E prea mult totuși să facem speculații. S-a discutat despre o posibilă remaniere a dumneavoastră. Este prea mult să facem speculații pe această temă. Să nu mi-este teamă decât de Dumnezeu. Deci nu este absolut nicio problemă, credeți-mă. Și acum vă simțiți vizat de o remaniere guvernamentală? Eu îmi fac treaba pentru că avem o iarnă complicată. Și trebuie să treacă țara și oamenii prin această iarnă complicată. Liderii USR mai au nevoie de doar 4 semnături pentru a depune moțiunea simplă. Pot veni fie de la parlamentari independenți, fie de la AUR. Virgil Popescu nu ar fi trebuit niciodată să ocupe acea poziție de ministru, având în vedere nu doar conflictele de interese evidente, dar și lipsa de pregătire a acestuia. AUR va susține moțiunea simplă împotriva ministrului Virgil Popescu. Liderii UDMR nu spun deocamdată nimic despre cum se va poziționa partidul la dezbaterea moțiunii.